ține din tine. Ia să mai vedem puțin. Întorci pagina, știi, pe fiecare parte a șurubului e un șurubul, 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 șurban. Întorci pagina. Șurubul cel muiet. Aici e un poem, știi, și te întorci ca și când ai întorci pagina. Șurubul cel muiet, șurubul lui strâns. Ce părere aveți de această structură anatomică perfectă? Da. Asta e mai perfect. Da. E adevărat întotdeauna. E merg. A, ce repartiție. Asta da spontaneitate. Da. Am făcut un hi-fi, știi? Da. Asta este aici. Nu mai e. Băi, dar să desfacem... Mi-am făcut, să vezi ce iese din imagine. Asta deschide discursul despre zonă. Da! Ajungă la poalele vârfului, admirând pe cei care urcau, iar ei am trebuit să întoarcă, că ei așteptau autobuzul. Jocul acolo este întotdeauna. Stânga, dreapta, stânga, dreapta. Unul a zis, numai pe dreapta vom ajunge, el al scoți, a fost cu stânga și au ratat. Eu am publicat acest text nevinovat, în desant. Respectând doarecum, chiar cuvântul desant, fiind și singurul care a făcut desant. De acolo. Deci la stânga nu e bine. Asta conține textul. Și este un 14 contra 13. Apare cuvântul stânga de 14 ori contra 13 ori dreapta, pentru că este descrierea unui eșec. Eșec la stânga, urcând. Taxi din 7-7, adică am început să gândesc într-un fel după cutremur. La cutremur, mi s-a dus un perete gros de 60 cm, s-a dus și a stat, n-a căzut. Strada era plină în centrul Buzăului, de femei cu copii ieșiți acolo, nu? Și am ajuns celebr în cartierul central Buzăului, pentru că în praf ăla am cerut să fie mere o cârpă de praf. Era cea ciurit din om la cutremur, o cârpă de praf. Și am început deja de la inundațiile din 70 să gândesc despre guvernarea prin catastrofă, o conferință pe care am ținut în 2005 la Bistrița. Nu în Garateaca. Nu. Am ținut-o și tot atunci am putut să fac primul drum după... din 73 până în 2005, după 32 de ani, am găsit cu domnul avocat Lipcanu bunăvoință să facem un drum pe Garateaca, am făcut câteva fotografii, am văzut că era dezafectată, că cineva care fusese șef de gara acolo, după socrul meu, vrea să cumpere, să aroge gara. Așa, liniile rugineau în iarbă. Așa am întrebat de o mică apă cu un izvor la care pescuia socul meu. Și unde eu am scris un text pe care nu mai găsesc, dar încerc mereu, cam la 10 ani azi încerc să-l rescriu, despre resorbirea imaginii în lume. Deci la pescuit vezi suprafața apei, umbră și imagini pe apă, frunze și suprafața apei pare să fie lume consistentă de obiecte reale, dar egal și imaginile sunt același lucru. Deci la pescuit, dar am aflat că izvorul la mica aia apă a fost înfundată de nu știu ce fabrică construită între timp.
Deci vizita ruinelor este o întoarcere la origine, nu? Cum Iisus, ca și alți întemeietori de religie activi de azi, nu au cu originea nimic comun decât strigătul că pierdem originea. Și asta e toată religia. Conștiința că trebuie să avem în vedere o origine, indiferent că o pierdem sau o reluăm, cum fac fanaticii, nu? Dar conștiința unei origini în orice moment al unui mers, asta este toată religia. Nu? Fără scenele că trebuie să, cum era tendința neexprimată, probabil, de minorul și toxicul Heidegger, nu? Deci iei originea cu tine și alte gălăgiri filozofice, tot într-o hegelie, cum zici, nu știi? Faci din Hegel o filozof. Măcar trebuie să te întreb cum de s-a înțeles Lenin atât de bine cu acest filozof. Dacă era filozof, crezi că se înțelege Lenin cu el? Nu. Deci Lenin e testul că Hegel nu este decât o masivă rescriere pentru un anumit uzaj la zi, a aproape tot ce se știa sau era folositor de luat din lumea luată ca globalizare de atunci. Nu? Adică făcând germanic orice lucru, nu? Cum încearcă România acum, dar nereușind, românizează numai români. Asta e cu măsurătorile care toacă lumea, o fragmentează, acest dezastru în care o tehnică de măsurare, cum au ajuns banii, au ajuns să se declare și economie a lumii. Deci este imposibil, nu? Niciodată un metru nu va fi când vrea el, fie pământ, fie stambă, fie record mondial la nu știu ce probă, nu? Acest metru. Deci, sigle ca postmodernism, român, poezie, și altele care infestează scrisul românesc de limbă română, pardon, care este un scris european de limbă română, nu? Așa cum mi-am zis mie în 73. Nu? Aceste măsurători mărci de așa zisă apartenență sau judecată sau sunt potop de neaveniți care scriu zilnic că dacă X e postmodern, e o valoare. Postmodern ține de o politică veche a unui alt stat, micul român, ținea de izomorfismul Uniunii Sovietice cu maica ei Statele Unite ale Americii, după cum și ei au declarat. Dacă Bertrand Russell, care este nul din punct de vedere filozofic, și întunecă pe unul Wittgenstein, se pare că tradițiile recente ale Europei postmoderne este strălucirea celor care întunecă pe cei buni. Așa, el deja a zis că modernitatea își atinge culmea cu Hitler, care va zice că învingând pe Hitler, dacă îl întrebai, dar dacă nu pierdea Hitler războiul, tot așa, modernitatea era ceva rău, iar pentru mine, în veci, Hitler n-a fost un fenomen al modernității, nu? Niciun caz. Deci, băieții, așa cum Stalin a omorât oamenii care au văzut lumea învinsă, deci care au văzut nemaipomenit de putredul și demn de toată distrugerea Occident, i-a omorât, așa nu spune la popor ce au văzut, nu? Așa a apărut și rolul CIA în literatura americană, obligația poeților de a scrie despre concret, adică numai despre lucruri minore, nu? Însușită cu vigoare în literatura română, sub
Nicolae Ceaușescu, da? Unde vorba lui Coșove, eu sunt singur adevărat, pentru că cât am stat cu tata, locuiam în spatele ambasadei sau a bibliotecii americane, nu? Și eu aruncau peste gard tot felul de publicații care le mai trebuiau și noi eram și le cităm. Și asta este ce a fost întâi generația în blugi, dar n-am mers. Până la urmă s-au dat alte nume, s-au bulbit între 85 care e de proveniență sovietică, adică o încercare de reamericanizare a poeziei sovietice prin dialog cu Kennedy, nu? Emisarul lui Kennedy, poetul Robert Frost, a avut o călătorie cu mari audiențe în URSS, trimis de Kennedy, nu? În casa lui Evtușencu și au apărut nemaipomeniți de poeți liberi americanoizi, nu? Sovietici. S-a numit la Sașez de Siadnă, a fost genul lui Hrușciov, care i-a și pătit niște analize speciale în George, sau în George. La un spital special pentru maherii de partid, nu? Lui Frost. Oricum, călătoria s-a rădăpeșit pe bătrânul Frost, întorcându-se a și murit. Și așa, Sașez de Siadnă este copiat până și de față de sovieti, suntem proști, nu? Cu 85. În timp ce postmodernism este un cuvânt american care a ieșit din urs de mers la origine. După părerea mea, este o jignire să se spună în Europa, care a fost făcută praf de aceste două puteri, sovietică și americană, la sfârșitul și la război mondial, nu? Să vorbim de fenomenul. Deci postmodernismul este impunerea armatei americane în cultura americană, în operația de decomplexare a culturii americane față de cea europeană, atâta timp cât trupele americane stăteau în Europa. Nu poate să fie un fenomen al vreunui loc european asta. Deci etichetările astea trebuie să dispară. Dacă criticii sunt oameni ai unei piețe, dacă ceea ce spun ei aduc bani sau audiență, ceea ce nu se observă nicăieri, nu? Ei se încadrează la un serviciu numai fosil, care a dispărut de mult din lumea civilizată, dar chiar dacă am fi pedepsit de cineva, nu vreau să spun vorba anticreștină că Dumnezeu pedepsește, pentru că dacă Atila, care distrugea într-o frenezie orașe, nu cum îi se atribuie lui Nero, la comanda papei, nu? A înțeles care e rolul lui și zice, a, păi eu sunt pe deasă lui biciul lui Dumnezeu, sau auto-intitulat. Deci el i-a înțeles pe creștin. Probabil că imediat ce a înțeles, cineva a avut grijă să-și moară, nu? Pentru că lucrurile nu sunt fără asistență textuală, ca să zic eu. Lucrurile în lumea de oameni, acțiunea, singura acțiune specifică este aia textuală. Cine vrea să îndepărteze lucrurile astea din atenția oamenilor, adică cine vrea ca o guvernare să nu fie un fenomen accesibil oricărui cetățean, ceea ce este împotriva declarațiilor democratice, nu? Cine vrea ca un cititor să se poarte tâmpește ca și cum ar avea în față o lume reală și să dispară cultivarea ideii că e vorba de cuvinte, nu? Oaia neagră textualismul, care este o prostie, fiindcă are un ist, mă rog, e după oriche, și este un dublet toxic la teoria texturii, care este a mea. A apărut cu 15 ani întârziere față de mine, nu? Fiind bine întreținut de organe și alți bani, nu? Acest serviciu nu catadisește să mă lase în face nici după 23 de ani de libertate declarată. Eu vreau să-i oblig pe toți să-și arate compatibilitatea actelor lor cu noțiunea de libertate. Aceste ruine, aceste dezastre care au ajuns întâi estetic și mai apoi și cosmic, adică fost moral, să fie actele de semnificație cele mai tari în lumea asta, mi se pare un lucru de echilibru. În momentul în care, în timpul unei singure vieți, a mea să zicem, omenirea trece de la 1 miliard la 7, dintr-o dată, din punct de vedere al guvernării sau al audienței în general, problema e perfect modificată, audiențe de tipul ăsta, nu? Când cineva zice, ăla s-a vândut într-un milion de exemplare. Acum 50 de ani avea un sens, dar acum la 7 miliarde de oameni, cifrele astea nu mai spun nimic. Dar șlagările au rămas acolo, nu?
trebuie să existe un izomorfism și o concertare în toate emisiunile textuale într-o civilizație. Exercițiul textual politic, exercițiul textual religios, exercițiul textual literar, cu alte exerciții textuale, trebuie să conlucreze, că dacă nu, oricum conlucrez într-un fel sau altul, dar pe hărțile, pe înregistrările acestor lucruri, unele sunt șterse, nu apar. Dacă cineva va demonstra vreodată că cenzura este un principiu dinamic, să ne spune și nu. Că separarea asta de gen care vine din victoria științismului, care a transformat totul în domenii, ca să nu se lege nimic cu nimic, nu? Trebuia să duci la specialistul nu știu care ca să vorbească despre piciorul unui scaun, că în alt oraș exista specialistul în spetează. Și așa cum zicea Wittgenstein, cu o mătură în stare analizată, adică coadă, peri, sârmă și alte lucruri care o leagă, cu o mătură în stare analizată, nu se poate mătura. Nu? S-a dus și în literatură separarea asta cu genul, cu nu știu ce. Textul este liber și performant. Altfel, nu prezintă interes. Încadrările nu-l salvează. Da? Alo? Bine.